Salut și bun găsit la un nou video din seria Joburi în IT. În acest episod vom discuta despre meseria de full stack developer. În ce constă aceasta, ce tehnologii și limbaje de programare sunt necesare și din ce activități este formată o zi obișnuită de muncă. Ce înseamnă să fii un full stack developer? Pentru a înțelege ce înseamnă un full stack developer, haideți să vedem mai întâi ce înseamnă un stack sau, mai exact, un web stack. Web stack este o colecție de tehnologii ce poate fi folosită în mod repetat pentru construirea unei aplicații web. Aceasta poate conține un sistem de operare, cel puțin un limbaj de programare, o bază de date și un server web. LAMP este unul dintre cele mai vechi web stack-uri, ce utilizează Linux ca sistem de operare, Apache ca și web server, MySQL ca bază de date, PHP ca limbaj de programare, iar JavaScript pe partea de client. Acest stack este unul foarte cunoscut, deoarece toate tehnologiile care îl compun sunt open source și ușor de folosit. Alte stack-uri foarte populare în zilele noastre sunt MEAN, MRN sau MEVN. Pe lângă faptul că sunt flexibile și scalabile, un avantaj major al lor este faptul că sunt bazate în întregime pe JavaScript. Deci dezvoltatorii trebuie să cunoască un singur limbaj de programare, atât pentru partea de client, cât și pentru partea de server. Companii mari, precum Google, Uber și Netflix, le folosesc pentru softurile lor. Alte exemple de stack-uri cunoscute sunt bazat pe Django, bazat pe Ruby on Rails, bazat pe Spring, Flutter, bazat pe limbajul de programare Dart, ce permite dezvoltarea aplicațiilor web, mobile, adică Android sau iOS, și desktop, adică Windows, Linux și Mac, din același cod sursă. O aplicație web are două părți complementare importante, front-end și back-end. Pentru ca aceasta să fie funcțională, atât partea de front-end, adică acea parte a aplicației cu care utilizatorul interacționează în mod direct, text, butoane, tabele, imagini, link-uri, cât și partea de back-end, ce ține de manipularea structurilor primite din front-end, stocarea corespunzătoare a acestora în baza de date și livrarea înapoi către interfața informațiilor ce trebuie afișate pe ecran, trebuie să lucreze împreună ca un întreg. Așadar, un full stack developer este un dezvoltator care le cunoaște pe ambele, dar și modul cum acestea comunică între ele. Ce tehnologii trebuie să cunoști? Un dezvoltator full stack trebuie să stăpânească o varietate largă de tehnologii, întrucât este responsabil de toate componentele majore ale aplicației. Limbaje de bază pentru partea de client, precum HTML, CSS și JavaScript. Limbaje de bază pentru partea de server, precum Java, Python sau Node.js. Framework-uri care te ajută să scrii codul mai ușor, atât pe partea de client, cum ar fi Angular, React și Vue.js, cât și pe partea de server, Spring, Django sau Laravel. Pentru gestionarea bazei de date, MySQL, MongoDB, Oracle. Noțiuni legate de server, Tomcat, Nginx. Tool-uri de bază necesare dezvoltării web, adică terminal, soft de versionare, precum Git, dev tool-uri pentru debugging, text editor, de exemplu Visual Studio Code, IDE, cum ar fi IDEA, tool-uri pentru testare, cum ar fi Jest, Mocha, Jasmine, JUnit. Cunoștințe despre API-uri și modul cum se produc și se consumă datele prin servicii web de tip REST, SOAP sau GraphQL. Tool-ul pentru CI/CD pipeline, care vine de la Continuous Integration, Continuous Delivery și Continuous Deployment, cum ar fi Jenkins, TeamCity, Docker și Kubernetes. Tehnologii cloud pentru securitate îmbunătățită, scalabilitate, reducerea costurilor și ușurința de a face deployment, precum Amazon Web Services, Google Cloud Platform, Microsoft Azure Cloud. Noțiuni de Linux, deoarece majoritatea aplicațiilor web sunt deployate pe servere Linux. Concepte de securitate, pentru ca datele utilizatorilor care folosesc aplicația să rămână în siguranță. WebAssembly, o nouă tehnologie care permite rularea codului scris în orice limbaj, inclusiv C++, C# sau Rust, în browser la o viteză apropiată de cea nativă. Un full stack developer deține cunoștințele necesare pentru a dezvolta de unul singur toate funcționalitățile, dar în general aplicațiile complexe se construiesc în echipă. Așadar, soft skill-urile, adică abilitățile non-tehnice, sunt și ele o parte importantă a jobului. O bună comunicare, motivația, empatia, a învăța din greșeli și a rămâne mereu conectat cu noile tehnologii apărute, dar și a împărtăși cunoștințele acumulate cu ceilalți membri ai echipei, sunt doar câteva dintre aceste skill-uri atât de importante pentru o bună desfășurare a activităților zilnice. Ce trebuie să faci la locul de muncă?
Taskurile pe care un full stack developer le poate face sunt variate, atât pe partea de backend, cât și pe partea de frontend, iar în unele cazuri poate chiar să contribuie și la designul aplicației. O primă situație este aceea în care acesta are de dezvoltat o funcționalitate nouă. Să presupunem că trebuie să ofere posibilitatea unui utilizator nou să se înregistreze în aplicație. Taskul este format atât din partea de frontend, adică formularul de înregistrare, câmpuri, butoane, validări, acționabil din interfață, cât și de prelucrarea și validarea datelor pe backend și permanentizarea lor în baza de date. După implementarea și testarea în prealabil a tuturor cerințelor taskului de către dezvoltator, acesta este dat spre echipa de testare pentru a fi verificat dacă a fost executat conform cu specificațiile și designul. O a doua situație este cea în care dezvoltatorul full stack poate rezolva un defect apărut în urma implementării, fie pe partea de client, fie pe partea de server. După reproducerea acestuia, se investighează și se izolează liniile de cod care ar putea fi sursa problemei, cu ajutorul debugging-ului și al breakpoint-urilor care opresc execuția programului în anumite puncte cheie. Astfel, mergând din aproape în aproape, eroarea poate fi corectată, iar apoi defectul să fie verificat de către testeri. Un full stack developer este o persoană cu adevărat valoroasă în proiect, întrucât are cunoștințe vaste din mai multe domenii. Acesta poate fi și un mentor pentru echipa sa și poate participa în discuții decisive privind arhitectura sistemului, întrucât are o părere de ansamblu asupra aplicației. Participarea în diverse ședințe, conferințe sau traininguri sunt de asemenea parte din activitățile unui dezvoltator full stack. În concluzie, un full stack developer este o persoană ce deține o varietate largă de cunoștințe din mai multe domenii și poate chiar dezvolta întreaga aplicație de unul singur. Însă lucrul în echipă aduce pe ansamblu beneficiu mai mare proiectului, datorită dezbaterilor și a ideilor provenite de la fiecare membru. Cum e? Vă regăsiți în acest job? V-ar plăcea să faceți asta zi de zi? Așteptăm întrebările și părerile voastre în comentarii. Și nu în ultimul rând, dacă v-a plăcut acest video, dați un like și un subscribe canalului nostru. Eu sunt Dana și vă mulțumesc că m-ați urmărit până la final.